Iubește sporturile extreme. Face snowboard, mountain biking și se dă cu iahtul ca un lord englez. Repede, până nu-l înnobilează regina Angliei. Să-l primim curtenitor pe aristocraticul Andy Moisescu. Se pare că cineva i-ar da bani pentru intro-ul ăsta. Vai de capul meu! Ca un lord englez! Mă uit să văd unde e ridicată ștacheta și vă spun sincer că am depășit deja plafonul și nu o văd. Dar spun că am văzut sateliții lui Elon Musk care scriau Andy Moisescu. Da, mă, dar sub ștachetă erau, să mai zic. Da. Bună seara și bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu Pe Bune astăzi într-o formulă absolut de invidiat. Deci, din seria Mari Actori, Mari Regizori, vă spune bună seara un absolvent al Școlii Superioare de Figurație. Unii bărbați, când trec de 40 de ani, știți că își cumpără o mașină scumpă. Și, mă rog, ca să se simtă mai bine în pielea lor. Bărbații adevărați, însă, își lasă mustață și depășesc momentul. În aplauzele dumneavoastră, tuns frezatul Mihai Bobonete. Este unul dintre... Dacă ar fi adevărat că am mustața asta de când am început serialul, mi se pare că m-am născut cu ea. Alături de el, ce să mai spun, actriță de teatru, televiziune, voce și film în același timp și o adevărată aspirină pentru capete și inimi, Mirela Oprișor. Frumos! Băi, sunt în continuare surprins, a ales actoria pentru că îi permite să devină altcineva. În continuare mă întreb de ce când arăți și zâmbești precum Costi Diță. Băi! Să-mi ziceți cui trebuie să dau, frate. Trebuie să dau. Bă, trebuie să dai, pentru că tu ești normal cel care beneficiază de proaspăta sosită de pe platourile de filmare, dar și proaspătă mămică în același timp, Ecaterina Ladin. La noi doi a fost sinceră treaba. Da. Tu proaspătă mămică, eu mustață. Asta a fost combinația. Și la el. Adică, și la mine. Da, regina Angliei, mă, ce ai? S-a dus departe. Avem și astăzi 12 domenii la dispoziție, câte 6 pentru fiecare echipaj, 500 de lei pentru fiecare răspuns corect și o întrebare finală pe care puteți paria până la toți banii pe care i-ați adunat până atunci. Cine câștigă cei mai mulți bani, îi cedează, îi împarte în mod egal susținătorilor. Care? De la sine înțeles că susținătorii sunt într-un număr, mă rog, diferit de la o echipă la alta. Cine îndrăznește să-i numere? 42-1. 42 de susținători ai tu, da? 41. Bă, de unde știi? I-am numărat. I-ai numărat? Da. Bă, ce rapid e, așa este. Și voi sunteți 41 de susținători. Neapărat să nu uitați că vă invităm să jucăm și în seara asta împreună, pe bune, adică voi de acasă, noi de aici, puteți să răspundeți în același timp, în direct, la aceleași întrebări. Cine răspunde cel mai repede bine, primește puncte și la sfârșit, evident, că vă așteaptă premii. Ce premii vă așteaptă? Intrați chiar acum pe pebune.protv.ro și o să aflați și premiile și o să puteți juca în direct împreună cu noi. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să vă fac cunoștință cu... Domeniile. Domeniile. Ia auzi. După dealuri. Am jucat în după dealuri. După dealuri. Mai departe, marți după Crăciun. Piele și oz, vexilologie, împărați supărați. Antipozi, 8x8, ai parte. Viezure, barză, brânză. Uger, după ani și ani și... O întrebare surpriză. Asta este. Ce zici? Vexilologie. Mamă, s-a dus direct, Cati. Bravo, așa, mă. În halul ăsta? Păi, da, mă, e foarte bine. Cu curaj, bine, cu tupeu da, și vedem. Hai să rup. Hai, spargem gheață. Hai, vexilologie. Foarte frumos. Bravo. Hai să dăm cu fața de asfalt. Ce imagine se află pe steagul statului Mozambic? Putem să închidem și să plecăm deja. Dar nu. A, o bilă folosită în jocul franțuzesc pentank. În flăcări însă. Sau B, un pilon de rezistență în mijlocul unei ghirlande de flori. Sau C, o săpăligă, o stea, un AK-47 cu baionetă și o carte. Băi, asta e bine. Ce eu, frate? Chiar dacă nu e așa, direct, așa ar trebui să-l fac. Așa ar trebui să-l facă, dar vezi că ei joacă foarte mult pe tank acolo. Da. Adică, da, e sport național. Ce joacă? Pe tank. Ăla cu bilă, dar arunci bila lângă... Păi da, un foc pe... E o bilă care arde. Da.
Și nu seamănă meteorit, așa? Nu... Ba da, așa seamănă. Trebuie să vizualizez acum. Mozambicul. Nu, steagul râs tot. Steagul, îl vezi? Nu. Acum vezi steagul ăsta cu săpăligă, o stea, una ca... Tra-ta-ta-ta-ta, baionetă, carte. Stea una ca 47... Sunt toate, frate. Sunt toate. Eu la modul celelalte țări au zis, da, lăsați-ne și nouă un simbol. Păi, ne gândim așa, o luăm război, cândva... Luptă, curaj, AK, zona asta, carte, inteligență, zona asta, deci nu cultură. E chiar cultură, toată treaba. Da, nu, n-o să păligă aici agricultură, chestii, poate, legate și asta de război. Eu crimă, știu, zona asta, crimă. Crimă și pedeapsă, așa? Împăratul Mozambicu, ne-a fost asasinat da, cu sapa. Ce zici? Voi ce ziceți? Ce vreți cu... Gata, mă. Eu și mie îmi plăcea. Eu am vrut să vă zic. Gata. A luat pe ce-i place. Hai să vedem. Hai. Ia să vedem. Nu cred că e asta. Sincer. Drapelul Mozambicului a fost adoptat la 1 mai 1983. Verdele indică bogăția pământului, albul semnifică pacea, negrul reprezintă continentul african, galbenul simbolizează mineralele țării, iar roșul lupta pentru independență. Bine, bine, dar ce imagini conține? O săpăligă, o stea și o armă AK-47 cu o baionetă atașată. Toate suprapuse peste o carte deschisă. Pușca înseamnă apărare și vigilență. Cartea deschisă simbolizează importanța educației. Săpăliga reprezintă agricultura țării, iar steaua simbolizează marxismul și internaționalismul. Aia e, tată. Bravo lor! Bravo lor! Așa da! Așa da, frate! Așa da, stea! Și noi avem acolo era poezie. Un fel de secere și ciocan, dar restilizat. Mireli. Ai artă, ai parte. Ai artă, ai parte. Hai, mă, ne-ai dus direct unde trebuie. Bravo. Da, bă, ce ai. Mamă, ce frumoasă e asta, mă. Ia. Ce a vândut Salvador Dalí lui Yoko Ono pentru 10.000 de dolari? Hai să nu-mi zici că o știi, Mirela. Da. Fii atent. Baga. A. Visul lui Venus, un costum de baie construit din lipitori vii. Sau B. Fire uscate de iarbă, mințind-o că sunt fire din celebra sa mustață. Sau C. O pânză albă intitulată Soția mea goală privind cum carnea sa devine trepte. Până ai scoști? Păi ce e? Asta, o pânză albă intitulată Soția mea goală privind cum carnea sa devine trepte. Da! Eu mă gândesc că la un moment dat, pictând-o normal, a strănutat. E un haiku. Și aici tot treaptă. Deci mai fac una să moară, mă, să... Și uite cu... Nu apăsa. E un haiku. Nu, mă, stai așa, stai e puțin. E o poezie. Mirela, nu, e pe... Nu e treaba. Visul lui Venus, un costum de baie construit din lipitor vii. Nu e făcut de el. Este un costum de baie făcut din lipitor vii, dar nu se cheamă nici costumul Venus și nici nu l-a făcut Salvador Dalí. E costum accidental pe care îl iei pe tine când te duci pe-n bălți, pe la noi, pe la țară. Și eu vă spun, răspunsul corect este B. Ăsta care face o cioacă, aia care îi dă bani și ce, aici aș merge. Pânză deci, Mirela, intitulată... Că... Eu merg pe C, dar dacă vrea Bobo, mergem pe B. Eu sunt de acord, cum ziceți voi, aia luăm în calcul, doar să apăsați. Bine, apasă B. Prima oară și după aia mergem da. Pe mâna ta. Ha. Hai, tată, cred B. Cred că ai dreptate. Hai, că știu că facea glume. Deci? Păi hai să vă păceați pe ce apăsați. Da, da, bagă. Bine, am luat B. Și acum îmi face o deosebită plăcere, Bobo, da? Mirela... Să vă spun povestea adevărată. Vă rog. E foarte frumos. Salvador Dalí, artistul devenit celebru pentru ceasuri moi, girafe în flăcări și furnicari în lesă, credea cu tărie că e propriul său frate, reîncarnat. A pictat-o pe soția sa, Gala, dar a folosit culori. A fost mai Gaga decât Lady Gaga și a îmbrăcat modelele încă din 1939, cu fructe de mare, nu cu lipitori. Yoko Ono era atât de îndrăgostită de geniul lui, încât i-a oferit 10.000 de dolari pentru doar câteva fire din mustață. Dar cum Dalí era convins că Yoko le-ar fi folosit ca să facă vrăji, i-a oferit în loc niște fire uscate de iarbă. Iar trucul a funcționat. Bravo, Bobo! Bravo! Artă, muzică, cultură, ce să fac? Era frică să face vrăji, dacă el era într-adevăr speriat de... Ce n-a simțit John Lennon, n-a simțit Salvador Dalí, știu că e pericol acolo. Miau, te rog. Zic, Ati. Nu știu, eu am ales primul. De data asta e rândul tău. După ani și ani, nu pot să nu mă duc acolo. După ani și ani, mă voi întoarce. După ani și ani, hai. Mă voi întoarce, n-are cum.
Am eu baftă la studiu. Un studiu realizat în anul 2011 la Universitatea din Ohio, care analiza comportamentul persoanelor de peste 30 de ani, a concluzionat că... A. Femeile se îndrăgostesc mai greu, iar bărbații mai repede. Sau... Femeile tind să crească în greutate după căsătorie, bărbații după divorț. Bun. Sau ce, femeile sunt mai dispuse să riște în afaceri, bărbații devin conservatori și grijulii. Una din astea trei e pe bune. Sunt toate valabile, adică... Da. Fiindcă femeile se îndrăgostesc mai greu, nu că mai greu, mai cu cap după 30 de ani. Bun. Femeile tind să crească în greutate după căsătorie, bărbații după divorț. Cum adică? Pe ea s-a urcat în barcă și dacă și? Barca a plecat și a plecat mai de la malul... Mai face un copil, se mai exact, de aia corect. Vorbim. Nu, în sensul ăsta spun. Da. Nu știu, mă, n-am avut problema asta niciodată, că am fost tot timpul superbă, n-am... Frumos, Mirela, bravo! Da. Hai că nu pot să te am să mă ajut. Eu aș zice că și ei și ele. Toată lumea renunță după căsătorie. Cred eu așa, că are mai mult grijă de soț. Bă, nu mai mânca atâta, nu mai... De fapt, cum sunt eu, când sunt căsătoriți. Hai, terminăm, nu mai pune pâinea aia, nu mai hai o salată. Tot respectul, așa e, bravo, ai dreptate. După divorț, în schimb, da. Nu mai are treabă, gata, am scăpat. A, și nu mai e acolo. Bere, da, semințe, normal. Nuci. Corect, corect. De unde mă îndreptate? De unde ești cu asta cu nucile? Ai băgat nucile între bere și pizza? Voi ați discutat voi între voi și n-ați auzit aici ce s-a vorbit. Am auzit cu urechea internă. Că într-adevăr noi când ne întâlnim, Cati, noi când ne întâlnim, nevestele ne numără mie și de nduci, bă, nu sticlele de bere, știi? Da, da, asta la trec, așa e, ok. E în regulă, nu păi contează. Da, pentru că mi se conțin fier și da. E periculos și iod. Bă, câte nuci ați mâncat în seara asta? Băi, disperaților. Îngrașă foarte tare nucile. Exact. Ia, mă, luați varianta asta, că mi se pare că e ceva bun. Puțin. Voi ce ziceți? Ia, uite-mă, gata, mă, și mai. Hai, mă, nu mai sta puțin, apasă ăla, să vedem. Am apăsat. Apăsa, mă, gata, hai să vedem. Mi-a plăcut, că nu m-am dus pe așa. Hai să vedem. Dacă nu e asta, atunci e greșit tot. Treaba cu îndrăgostitul este atât de sensibilă și personală, încât cercetătorii nu au riscat un astfel de studiu. În zona de business nu se poate face o diferențiere clară pe scara riscului, dar oscilațiile de greutate au fost studiate îndeaproape. Concluzia? Femeile iau în greutate după fericitul eveniment de la biserică, în timp ce bărbații fac același lucru după neplăcutul eveniment de la tribunal. Ai dreptate, bravo! Bravo! Pentru că se întâmplă treaba asta, exact cum spui tu, știi? Băi, ia-i grijă cum, știi? Ia-i grijă! Ce zicea, mă, nu tochitură? 4 porții de tochitură în seara asta. Băi, bun, bun. Te rog frumos, ai în meniu piele și os? Bineînțeles, așa maestre. Așa era pentru mine și doamna mea. Câte porții? O porție, o porție de piele și os. Cu mare plăcere. Piele și os. Pentru filmul Vrăjitorul din Oz, Judy Garland, pe atunci în vârstă de 16 ani, a fost obligată să țină un regim zilnic format din A. Supă de pui, cafea, somnifere și 80 de țigări. Te rog, te servesc. B. 2 ouă fierte, 2 bomboane mentolate și 2 litri de ceai verde. Sau C. Țelină, ridichi și acupunctură. Ce mânca? Ca să țină luați-le supă de pui, cafea, somnifere și 80 asta de țigări. Asta niciun caz. La în vârstă de 16 ani, 80 de țigări. Pe cum să fumeze 80 de țigări? Da, regim zilnic, da, are dreptate, Mirela. Și oare nu se credea atunci că tutunul ajută sănătatea, pielea, chestii, trestii, bam, bam, bam? Da, da, se poate să fie, fiind vremurile alea, pe vremea aia, în 39, se fuma mult, copiii rupeau. Adulții, nuci. 2 fierte, 2 bomboane mentolate și 2 litri de ceai verde, exact cum ai zis, Mirela. Mi se pare secretul tinereții veșnice. Da, 2 bomboane mentolate? Pentru glicemie, a spus Mirela. Tot timpul, ți se face rău și de la foame și iei bomboană ca să ți se ridice glicemia. Să nu-ți mai fie foame. Asta. Și 2 litri de ceai verde? Ceaiul verde slăbește. E detoxifiant și te ajută. Mirela să cu Bilica au avut cabinet. Da, s-au certat numai și la 50 de lei și a rămas Bilicul. Nutriția așa mintea pe actorie, dar așa vă rupe. Nu, dar 2 litri de ceai verde e foarte mult. E... Am înțeles. Și partea asta a treia, țelină, ridic și acupunctură? Asta e bună și țelină, ridic și acupunctură, da. Adică te îngrași de țelină și ridic? Nu, te îngrași deloc de la țelină și ridic. Ce, balonează? Conține apă, foarte multă apă.
Nu toate popoarele mănâncă ridichi. Și acupunctura? Poate acupunctura? Aia ajută că, normal, dacă te balonezi, normal, cu acupunctura rezolvi problema. Da, bă, că așa se face, da. Cred că este ce, că e prea la prima mână. Țigări? Nu, țigări la copil, mă? Nu. Prăjiți, mă. Erau prăjiți oamenii, vor să zic ei. Be sau ce? Dar cum e să obligi un copil să fumeze 100 de țigări? Acum te ceri și cu publicul. Eu merg pe amerge, am luat una, pa. Fiți atenți, am luat ta. Ați luat ta? Da, țigări. Dacă e asta, e rupere. Nu mai înțeleg nimic. Deci, bă, vreau acasă. Problema e că nu cred așa ceva. Hai să vedem. Vrăjitorul din Oz este la prima vedere o aventură veselă despre prietenie și maturizare. Dar în spatele cortinei se ascunde un adevărat film horror. Vorbim despre o producție în care zăpada era făcută din asbest toxic, în care machiajul otrăvitor i-a băgat pe doi dintre actorii principali în spital și în care o copilă de 16 ani era îndopată ba cu amfetamine, ba cu somnifere. Ca să nu ia în greutate, lui Judy îi era permis să mănânce exclusiv supă clară de pui, însoțită de litri de cafea și 4 pachete de țigări pe zi. Of! De s-ar fi îndurat vrăjitorul să le dea și producătorilor niște curaj, un creier și o inimă. Te-am servit, Bobo! N-am auzit nimic din ce mi-ai zis. Eu m-am luat după ei, ei au vrut au. Eu nu, n-aș fi apăsat asta niciodată. După dealuri, m-aș duce acolo. Hai, după dealuri, da. După dealuri. Hai, după dealuri, foarte bine, bravo. Merg cu mic cu mare la slujba de dimineață pe role. Să pleci, să te îmbraci frumos, zici, uite, și aia bătrână, bătrână, rolele. Da. Stai, mă, ca bătrână în scaun cu rotine, pune-i role! Sultanul Murad al IV-lea le lega șireturile și le desena penisuri pe față. Ai, mă, nu asta cred. E gata, ce nu e mai dat zile. Sau ce? Bă. Ăia săracii nu dormeau, mă, stai țea. L-au mărât, mă, l-au mărât. După dealuri, m-aș duce acolo. Hai, după dealuri, da. După dealuri. Hai, după dealuri, foarte bine, bravo. E și foarte frumoasă asta. Ușor crudă și ea, da, hai. În secolul al XVII-lea, sultanul Murad al IV-lea avea obiceiul să umble noaptea deghizat pe colinele Istanbulului asta în căutare era. De A. Veveriți. Soldați adormiți la posturi, cărora le lega șireturile și le desena penisuri pe față. Hai, mă, nu cred. Asta e gata, ce nu e mai dat zile. Sau ce? Bă. Ăia săracii nu dormeau, mă, îți dai seama. Iarăși mă trezesc cu sultanul ăla. Iarăși îmi face ăla. L-ai văzut pe George ieri? Dacă ne-a zis acasă, zicea nevasta. Iar a dormit, a dormit nebunule. De unde știi? Ce-ai pe frunte între ochi? Ce-ai pe frunte? Ăla nu e fluier. Bine, și-ar cada spartă. Cada spartă că n-a văzut că i-a legat și returile. Ți-a luat cu fața. Hai să ne revenim puțin. Sau varianta B. Jucător de kirkpinar, un fel de biliard cu care, cu care juca pe bani până îi lăsa lefteri. Jucător de kirkpinar. Băi, așa ar trebui țidită de acum încolo. Trebuie să le luăm pe rând. Nu le zice pe toate trei. Pe rând să le șocheze și mai tare. Și asta e că mai am una. Știu, dacă zici așa pentru toți de-ai din platou că jucau kirkpinar, e ca și nu le-ai trimite acasă, mă. Da. De fapt ai vrut să ai alți oameni aici. L-au mărut. Era la achii geamurile când au auzit. Aole, stai că mai am și varianta ce. Ce? Ia, cred că sunt curios. Ce mai poate? Al treilea lucru pe care poate îl căuta erau băutori de cafea pe care îi executa sumar cu iataganul său de 45 de kilograme. Da, nu cred. Nu cred, mă. De 45 de kilograme. Executa sumar. Dar băutorii de cafea erau, mi-amintesc asta, că e legenda, e asta cu frica băutorilor de cafea. Mirela, e să da. Doar să vă gândiți cu ce desenau aia penisuri la vremea aia. Cărbune. Plus că sunt mai pudici ei. Beu. Deci eram împotriva jocurilor de noroc. Adică, da, știi? Dar altă treabă n-aveam omul ăsta noaptea, adică... Păi ce treabă să-i conducea țara, mă? Deghizat pe colinele Istanbulului. Zile, Mirela, ia fiți atent, 3, 2, 1 și... Zile, zile, te rog frumos, că ce? Pentru că la vremea aia cafeaua era foarte scumpă și dacă te prindea un slujitor că bea cafea, înseamnă că a furat-o.
Ce zici? Da, că e secolul 17. Nu știu, totuși. Mă, eu aș fi mers pe aia cu soldații, mă crezi de cea... De, na. Cea mai tâmpită variantă. Ce zici? Voi ce ziceți? Na. Din cărbune, mă, era ce greu, mă, frate. Ce vrei? Vreau talent, ce vrei? Să faci. Bagă, bagă. Am ales. Ce ați ales? S-a votat. Nemărginirea, zi. Nemărginirea. Au ales bine, mă, le răspuns corect. Ce, mă, ales ce? Te rog. Imediat. Murad al IV-lea a trăit doar 28 de ani, din care a domnit 17. Și în loc să se dedice unei vieți de huzur, a luat un imperiu în decădere și l-a transformat într-un model de organizare administrativă. Cum? Cu extrem de multă violență. Bineînțeles, orice încălcare a legii era pedepsită invariabil cu moartea. A interzis tutunul, alcoolul și cafeaua și se asigura personal că prohibiția era respectată. La adăpostul Întunericului ieșea pe străzile Istanbulului, unde vâna localnici care îndrăzneau să se relaxeze la o cafeluță. Localnici pe care, ajutat de iataganul său gigantic, îi scurta de cap cât ai zice: stăpâne, fieți mi... Fieți mi... Frumos! Frumos! Stăpâne, fieți mi... Da, nu termina. Frumos, frumos. Bravo, Mirela! Împărați supărați sau optorop? Împărați supărați, optorop, antipozi? Ce vrei tu? Marți după Crăciun? Bine, hai marți. Marți că după Crăciun. Sunt curioasă să vă ce-au băgat. Hai, marți după Crăciun. Marți după Crăciun. Ce tradiție neobișnuită au norvegienii cu ocazia Crăciunului? Tradiție neobișnuită. A. Merg cu mic cu mare la slujba de dimineață pe role. Sau B, fac un foc de tabără în care ard toate gunoaiele din casă și o efigie a diavolului. Sau C, își ascund toate măturile din casă pentru ca vrăjitoarele să nu zboare pe ele. Asta cu rolele mie mi se pare drăguță. Să pleci, să te îmbraci frumos, zici, uite, și a bătrână, a bătrână rolele. Da. Stai, bă, ca a bătrână în scaun cu rotine. Pune-i role! Mama e, merge la slujbă, nu merge așa cu baticul ăla fără role. Fac un foc de tabără în care ard toate gunoaiele din casă și o efigie a diavolului. Se poate să fie asta, pentru că nu știu, știe, nu știu ce e efigie, dar... Da, mergi pe intuiție. Vi se pare neobișnuit la asta ceva? Nu, nu, eu aș arde orice efigie a diavolului dacă și nu mi-ar trebui nimic. Și aș mai arunca niște gunoi în gunoaie să întrețin acolo arderea, până la urmă. Dar foc de tabără, mi se pare că trebuie să ai gunoi în casă de să dea dreacu până de Crăciun nu l-ai strâns. Își ascund toate măturile din casă pentru că vrăjitoarele să nu zboare pe ele. E o poveste de-a lor. Cred că asta e. E ce... Ia admire la ce. Da, stai, mă, ce vrăjitoare zboară, mă, pe mături? Cred că e o poveste. Cum ce vrăjitoare? Lor, toate vrăjitoarele. O tradiție. E o chestie care are legătură și cu Crăciunul și cu tradiții. Că și noi avem tradiții tâmpite de Crăciun, una dintre ele. Tâmpite, nu neapărat tâmpite. Poți să faci un semn, Andite, că e bine sau nu? Băi, pe bune. Avem niște semne noi aici. Da, a, da, B, ce? Sau ce? Dar, sunt tradiții și la noi care... Absurde, așa, mă rog. Interpretate acum absurd. Eu cred că e ce. Merg pe mâna ta. Da, te las, da. Cum să nu. Am luat ceul. Hai, să, luat vedem. Hai da. Să vedem ce ați luat, tata. În săptămâna de dinaintea Crăciunului, venezuelenii merg zilnic la slujbă, iar în capitala Caracas nu o fac oricum, ci pe role. În Guatemala, pe 7 decembrie, are loc Quema del Diablo, o sărbătoare a purificării, ce culminează cu un foc de tabără în care toată lumea dă foc gunoaielor din casă, precum și unei uriașe efigii a necuratului. Pentru norvegieni, ajunul coincide cu sosirea spiritelor rele și a vrăjitoarelor, așa că înainte să meargă la culcare, își ascund măturile. Căci nimic nu este mai enervant decât să te trezești a doua zi cu mătura șutită de vreo vrăjitoare hoțomană. Bravo, Mirela! Bravo, bravo, Mirela! A știu, mă, nene! A nimerit-o bine pe asta. Spune-mi ce vrei! Te rog! Viezure, barză și brânză. Nu cred, pe bun, hai să facem. Da, exact, acolo vrem viezure, să mergem. Viezure, barză, acolo, brânză. Tot. Ia să vedem. Aoleu, după ce romanii au cucerit Dacia, cu cine le-a fost interzis dacilor să se căsătorească? Cu ceilalți. Ah, nu, scuze. Ai răbdare, scuze. Că nu e ușoară varianta asta. A, cu femei blonde cu ochii albaștri. B, cu femei de reputație proastă, precum actrițele. Sau C, cu femei născute la sud de Dunăre, de la izvoare până la Pontus Euxinus.
Beu, beu, ceu, care? Ceu, ceu. Eu știu, eu știu, am citit despre treaba asta. Păi asta e că am citit și nu țin minte ce am citit. Avem cineva care... Adu-ți aminte că cum n-ai, nu țin minte. Tinca, Tinca... Beu. Femei de, cu reputație... No, romane, de au fost... Precum actrițele. Bine, asta actrițele foarte mult timp a fost. Dacia, neapărat, în Dacia cânt, străbună, da, actrițe, erau actrițele astea cu reputație... Nu erau actrițe la vremea aia, erau niște animatoare, niște dansatoare. Exact, niște... tocmai de aia, că nu mai făceau ales teatru de și film. Împărații romani, erau sătui de teatru porno ce aveau ei pe acolo. Adică ce vreți ei să spuneți, bă, că era rușinos să fie actriță pe vremuri? Da, așa era considerat în perioada aia, Imperiului era... Roman. Înțelegi? Da, actorii și lăutai. Ce, zici, Cati? Ce zice instinctul? Instinctul, am nevoie de instinct, informație, ne concentrăm. Îți fac muzică. Știi cum acum sunt... Cărțile alea citite, cum se întoarce pagină cu pagină? Da, și acum la ce pagină ești? Tu stai cu mine, zi-mi aici. Nu, e ceu, cred. Nu știu. Ceu? E sigură? Nu, e sigură, nu sunt sigură. Apăs, la... Gata, tu ai zis că ești sigură. Băi. Da, mă, hai, arată-ne. Asta a fost. Hai să vă arăt. Deschide-ne-i mintili. Vorba unor britanici celebri. Ce au făcut romanii pentru noi? Să vedem. O capitală nou-nouță în 2 ani. Drum de piatră de la Orșova la Alba și Cluj, apeducte, culturi de viță de vie, băi publice, școli publice și legi. Printre ele și pe cele privind căsătoria. Iustum matrimonium, care privea cu ochi îngustați la căsătoriile cu clase sociale inferioare, precum sclavii, vagabonzii sau, ferească Zeus, culmea proastei reputații, actrițele. Da, mă, băi. Da, așa a fost odată. A greșit. E numai vina ta. E numai vina ta. E a mea. Da, până... Nu mă glumesc, mă, glumesc. Alegeți, alegeți. Antipozi, 8 ori 8. Antipozi. A zis, mă. Antipozi, e hotărâtă. Perfect. Antipozi. Antipozi. Cuoca este un animal pe cale de dispariție care trăiește în Australia. Celebru pentru A. Lăbuțele sale extrem de mirositoare și faptul că doarme în picioare. Sau B. Zâmbetul său permanent. Sau C. Faptul că mănâncă mult, dar la ore fixe, ca să nu ia în greutate. Dar cum arată cuoca asta? E mai mică și are... Urechile alea așa? E... Nu știu, nu știu. De... Ce face? Am vrut să te ajut. De... Zi, cum să... Băi, este un animal... Zi. Care are lăbuțele extrem de mirositoare. Faptul că doarme în picioare ar trebui să ne spună mai multe. Păi dorm în picioare și aia, cum îi cheamă, mă? Leneș. Suricatele. Suricatele. Da? Cai. Și... Bravo. Eu am văzut animăluțul, este foarte simpatic. Și vă invit pe toți acasă să-l căutați. Credeți-mă că vă faceți ziua mai nu, bună. Dar nu, stai puțin, înainte e să îi dea răspunsul e corect. Da. Au șansa să câștige premii acum. B. Este, e păcat. Arată superb. Răspunsul este B. E un fel de animal, cred că l-am avut pe wallpaper, pe telefon. Deci de câte ori te uiți la el, râzi singur. Deci are o față, deci stă așa tot timpul fața. E foarte funny. E un șocâte care râde tot timpul ca prostul. Cuoca este un animăluț mic și drăguț, pe cale de dispariție, care a reușit să-și promoveze specia involuntar, prin sutele de selfie-uri făcute de turiști în compania lui. Mâncatul la ore fixe nu face parte din obiceiurile acestuia, iar dormitul în picioare nici atât. Cuoca trăiește în Australia și are o calitate pentru care poate fi invidiat de toate animalele. A primit titlul de cel mai fericit animăluț din lume, pentru că are gurița curbată în așa fel încât pare că zâmbește permanent. Foarte drăguț. Dar sunt unele poze și mai și cu el când e așa. Normal, e normal, normal. Gata, alegi tu, zici tu. Uger. E, cred că e drăguț. Da, uger. Este, eu știu și este. Ce e, foarte drăguț. Uger. Uger. Are legătură cu cerul, uger. Uger, da. Are legătură și cu Joe. Fii atent aici, fii pentru atent. A nu degera vacile din Siberia. Pam, pam. A, poartă sutiene special confecționate pentru ele. Îmblănite. Sau B, poartă cizme din blană de urs care le acoperă în întregime picioarele. Sau C, poartă căciul de astrahan. Băi, nu m-am gândit niciodată, mă dau și ea vacile în Siberia, tu-ți dai seama? Au. Și ele poartă păi... căciulile astea jos. Știi? Da, la sutien, pac, îmblănit, da. Frumos, că altfel le iei cuburi. Știi? Le iei direct înghețată. Le iei direct înghețată, corect. Cum sunt alea de mulți?
confecționat. Da, 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 știi ce zici, da, da, da. Ca să nu mai mulci cu mâna, sunt aparatele astea. Dar îmi place și beu, mă. Îmi place asta, cizmele astea din blană de urs. E bine, rău. Doam, dar cât să vânezi? Fai de cap meu. Dar cât urs să vânezi? Să... Aie, aie. Toate cirezile. Ce să faci, dacă le frig? Asta e, vânezi urși, frate. Asta. Voi ce ziceți? Și era verișorul meu ăsta mic. Au, sutien, da. Sutien. Știi? Bravo, nu pasă. Nu știu, presupun. Hai, Cati. Acum îți dau comandă. Dar tu alegi de data asta. Că dar data zici să legăm, gata, mă, da, ai văzut ce am făcut, ai văzut ce am făcut, am apăsat A. Foarte frumos, hai să vedem. Am făcut asta, hai. Da. În Siberia e greu cu frigul. Orașul cu cele mai scăzute temperaturi din lume se numește Oymyakon și este din, bravo, Siberia. La minus 50 de grade pentru ei e un pic mai frig decât în mod normal. Îngheață cerneala în pixuri și asta nu e doar o expresie, e cât se poate de real. Văcuțele nu au cizme din blană de urs și nici căciuli din lână netoarsă. În schimb, poartă altceva. V-ați prins! Sutiene special confecționate pentru ele, pe care le găsești în mai toate gospodăriile și în magazinele de specialitate. Da! Bravo! Trebuie să recunosc că aș fi vrut să văd căciula de Astrahan. Da, da, da. Aș fi vrut. Și mie mi-ar fi plăcut, dar n-aveam de unde. Exact. În schimb, au mai rămas niște întrebări și vă invit să nu uitați să jucați împreună cu noi în timp real pe pebune.protv.ro, pentru că vă așteaptă acolo premii oferite de prietenii noștri de la Vlad Casino. Iar noi mergem mai departe și încercăm să descoperim un nou fapt neașteptat. Ce ziceți? Împărați supărați. Împărați supărați. Împărați supărați. Ia auziți. Ce a ordonat supușilor săi împăratul persan Xerxes I, după ce podul construit peste strâmtoarea Dardanele s-a dărâmat? A. Să taie capul tuturor arhitecților din Persia. Xerxes. Sau B, da. Să biciuiască marea pentru a o pedepsi. Sau da. C. Să sărute fiecare câte un pește pentru a o îmbuna pe zeița mării Tiamat. Pește, clar. Pește, tată. Da? Luați pești. Să taie capul lui? Păi eu sărut o grămadă de pești. Da. Când? Păi, păi da, pescuiești, nu? Așa. Asta e de-aia. Da, îi prins și pupi. Păi da, mă, da. Ia mă, ce dacă tu crezi? Stai așa, mă, stai puțin, unde vă grăbiți? Ia uite, așa a apăsat. Mi se pare că e prea sigură pe aia, au l-a tăiat, dar acum mi-am dat seama că l-ai tăiat, dar tu a zis ce-a ordonat supușilor săi. A ordonat să taie capul tuturor astea și mi se pare logic. S-a supărat pe aia de făceau poduri și astea ți-le capul. Dar tu te-ai dus direct eu pe asta, zic ai zis, domnule, că ce-u. Și aia cu biciuitul mării, de ce nu v-a plăcut deloc? Beu, mă. Mie aia mi-a plăcut cel mai mult, biciuitul mării. Păi și de ce ai sărit așa peste? N-am apucat să o discut pentru că Mirela e foarte sigură pe ce. Și noi mergem și la economie. Bine. Hai să vedem că e frumos. Ia. Vorbim despre faimosul împărat cu care s-au luptat spartanii la Termopile. Xerxes I-ul pe numele său și-a dorit să ridice un pod peste strâmtoarea Dardanele pentru a-și aduce Europa la picioare. Natura n-a fost de acord cu demersul său și i-a trimis o furtună zdravănă, care i-a dărâmat lucrarea. Supărat foc, cutezătorul împărat a ordonat supușilor să pedepsească marea. Cum? Cităm. Ordon să fie biciuită și să se arunce cu lanțuri întrânsa pentru pagubele pricinuite. Îți dai seama ce era în capul lui, sărac? Era demențel așa. Un pic, da. Mai țineți minte unde l-am văzut prima oară? Pe Xerxes ăsta, în film, în 300. Ăștia se băteau spartanii cu el și el era ăla urât, devenea pe elefant, era dement, total. Surpriză. Surpriză, hai, el perfect, sunt de acord. Surpresa. Anual, în provincia Yukon din Canada, se organizează concursul internațional de A. Cărat soția în cârcă pe gheață. Sau B. Păr înghețat. Sau C. Bob cu animalul de companie. Știu. Eu știu răspunsul. Pot să-l... De unde știi? Alex, că știu. Bravo, zi de bravo. Unde, că noi sunt curios. Și care ar fi... A citit într-o carte, într-o acesta? Revistă pe internet. Care ar fi acesta? Au. Au? Cărat soția pe gheață? Da. Dar de unde știi, mă? Așa. Păr înghețat, bravo. Nu cred că părul nu îngheață. Și Bob cu animalul de companie. Nu vezi pe asta, cățeluș? Doar să-l ții așa, sau cum? Îl bași pe el acolo. Dar animal de companie nu înseamnă doar cățeluș.
Nu, pisica, tigru, că ei au, sunt fierți pe tigri. Tigru? Ai zis tigru, mă? Canada? Da. Ce vorbești? Animal de companie. Da, tigri. Ce mă bucur că v-am găsit. Tigri. Ce frumos ați putut în casă, dar acolo ce aveți? Tigru. Tigru. Un tigru, da. Oh. Bob cu animalul de companie. Bob. Cum e? Că... ce... mie mi se pare drăguț. Olo, se striga... se striga. Deci asta cu, asta cu părul înghețat nu vă atrage de nicio culoare? Deloc. Nu, nu ți-a înghețat niciodată părul? Eluzi un pic și rămâne așa, într-un fel de o statuie. Da, poate, poate. Îngheață părul. Da. Îngheață, îngheață. Pune promoroacă. Fiecare să bagă capul în congelator cu o seară înainte. Și a doua zi participă la concursul. Și a doua zi e toată lumea la spital. Direct, da, da. Da, locul 1. Și acolo se zice, locul 1. A murit. Atunci, Ana, asta e. Trece la următor. Se reportează. Se reportează, da. Ia, ziceți. Ce vrei a, sau ce? Nu știu. Gata, mă, gata. Am văzut, te-ai dus. Gata, apasă, du-te pe instinct. Zi. Gata, am mers. Cum vreți instinct să apăsați, că nu m-am prins am exact. Am apăsat. Dacă păi ai făcut așa nu cu... cred că atent sunt. Ați luat ce? Dacă sunt, da. Bob cu animalul de companie. Da, așa s-a... e... da. Deși a crezut hamster, că e... hamster, da, poate e hamster. Poate e hamster, da. Hai să vedem că e frumoasă variantă. Știu că m-am zis să mergem. Bine, da. Hai. Printre cele mai ciudate concursuri de iarnă, cu siguranță se află schiatul pe lopată și baletul pe schiuri, dar probabil cea mai trăznită competiție se desfășoară anual în provincia Yukon din Canada. Totul se întâmplă la Takini Hot Pools, niște izvoare cu apă caldă în care oamenii părul își înmoaie părul, iar apoi îl expun la minus 20 de grade. Pletele îngheață instantaneu și devin adevărate capodopere capilare. Efemere, ce-i drept. Și noi ne plângem de curent. Deci era B-ul. Da, mă. Păi n-am vrut eu, mă, să vă ajut. Ai vrut, ai vrut, am simțit, dar am refuzat ajutor. Nu-i nimic. Poate data viitoare. 8 ori. Chiar am încercat. 8 ori 8? 8 ori 8. Toată lumea știe. Cum stați cu banii? A. A. Suntem acolo. 3, 2, 1 și... cum știți, bebe? Dar noi am ales primii. Așa e. 8 ori 8. 8 ori 8? 8 ori 8. Toată lumea știe. Un lucru mai puțin cunoscut despre șah este că A. Într-un turneu, jucătorii ard până la 6.000 de calorii, precum un ciclist în turul Franței. Sau, în anul 1976, a fost votat cel mai plictisitor sport din lume. Sau, este singurul sport pe care poți să-l joci legal în timp ce conduci mașina. Mamă, ce grea e! Ce să fac? Așa au fost lucrurile. A ajuns la mine întrebarea. Sunt pasionat de turul Franței, de ciclism, știu multe chestii. Asta cu caloriile, cred da că e. Bă, deci ne-ați luat așa pe genul ăsta, vreți să ne dărâmați punct cu punct. Mă. Da, că știu că asta, că turiștii ard, ăștia cicliștii din turul Franței, da, ar undeva la peste 6.000 de calorii, aproape 10.000 de calorii în turul Franței. Și? Și cred că în timpul unui joc de șah se ard foarte multe calorii. De ce? Să spun de ce. Ia. Eu acum 2 ani la sala Palatului, în timpul numărului de stand-up comedy și Costi știe, da? Făcând stand-up comedy, adică spunând glume la microfon către public, am consumat 920 de calorii în timp de 35 de minute. Stând în picioare vorbind. Pentru că te concentrezi cu alte lucruri. Cu mintea, cu nervii, cu tot ce ai aici. Și consum foarte mult. Un jucător de șah consumă și mai mult decât ce facem noi acolo. Și într-un spectacol de 3-4 ore slăbești 500 de grame la sigur. Tăcerea voastră pare că n-ați înțeles așa că am luat aul și vreau să vedem povestea din spate la treaba asta. Mi-a plăcut foarte mult cum ai expus toată povestea și da, nu mai, ce să mai comentez? Așa e. Dau doar play. Ia să vedem. Dacă vi se pare că șahul nu e prea distractiv, problema ar putea fi la voi. Statisticile spun că doar anul trecut, cam 600 de milioane de oameni din toată lumea au jucat cel puțin o partidă. Și dacă vă întrebați ce sport e ăla la care doi adulți stau comod pe un fotoliu și se încruntă la o măsuță, vă spunem noi, e sport, nenică. Un șahist serios consumă doar flexându-și neuronii, cam cât un ciclist profesionist după o zi grea. 6.000 de calorii, adică echivalentul a 20 de burgeri, 70 de clătite sau 150 de beri.
De la tensiunea jocului respiră foarte des. Și într-adevăr e un consum foarte mare acolo. Așa este, da. Cum stați cu banii? Binișor, zic, a? 2000 de lei la 2500. Suntem acolo. Acolo, aproape. Doar să știți că am ajuns în fața întrebării finale. Da. Și corect. Sunteți în situația în care puteți să pariați până la cel mult toți banii pe care i-ați adunat până acum. N-avem 2000 respectiv 2500. Trebuie doar să vă dau domeniul din care e întrebarea finală, da? Ca să vedeți dacă merită sau nu. Domeniul este vedete. Poate fi orice trăznaie, îți dai seama, nu? Hai să vedem. 20 de secunde. Da. Întâi pariați. Ce? Asta s-a făcut de mult, Andy. Ați făcut deja? Vrei să pariem tot sau să pariem doar o parte din ei, să mai rămâne ceva dacă greșim? Pentru că ei au pariat tot, dacă greșesc zero. Noi dacă pariem o parte din ei, le rămân ceva bani. 20 de secunde, atât aveți la dispoziție, să alegeți un răspuns. Sper pe la bun. Încep să spun. Te rog. Unde își ține actrița Kate Winslet statueta Oscar câștigată pentru rolul din The Reader? A. Pe noptieră, ca să poată adormi mereu cu gândul că și-a atins deja obiectivul. Sau B. În baie, ca musafirii să poată ține discursuri de acceptare a premiului în oglindă. Sau C. În bucătărie, pentru că urește să gătească și o ajută să-și imagineze că joacă un rol. Am dat drumul la cronometru. B. Da, măcar n-auzi, ne bat că e Olin. Cred că e B. Atenție, mai aveți la dispoziție doar 10 secunde. Eu zic că... Păi poți să pui și ce? Nu, ai fost atât de sigur încât ce mai puteai. 5, 4, 3, 2, 1 și... Poaștiți, bebe! Ăsta e, dar dacă l-au ghicit și ei ne bat. Da, stai să vedem și noi ce s-a întâmplat. Deci Bobo a pariat tot și Costi... Am pariat tot. Todos. Bravo, mă. Toată lumea, toți banii, da? Deci Tonios. E totul sau nimic. Hai. Perfect. Clar. Hai să vedem ce ați ales întâi. Hai să vedem ce am ales. Deci... Ah, ne bat. Mirela și Bobo au ales în baie. Iar voi? Același. Băi, logică, aș face asta. Adică dacă aș merge la Mirela și aș vedea Oscarul în baie, aș începe să zic și eu. Mulțumesc mamei mele, tatălui meu, care m-au... Ai fi puțin așa impresionat de statuieta aia. Da, am fost acolo. Da, noi am ales primii. Ați fost acolo și unii și ceilalți. Dar noi am ales primii. Așa e. Așa nu, este. Noi am dat. Noi am apăsat. Dar răspunsul primii. Corect este... De ce? Cred că e ce. Ăsta e, mă. Este, mă! Mă, toți banii! Ăsta e, mă. Și Mirela și Bobo au reușit să adune nici mai mult, nici mai puțin decât 5.000 de lei. Da, wow. Am apăsat, ai dat varianta B și n-a dat ce ușa. Bravo, mă, bravo, hai veni să vă dau vestea bună. Ascultă, și Mirela, nu mai e bine, mă. Să întoarce, Mandy, te rog eu frumos să ne gândim și la varianta asta. Eu am apăsat exact înainte, deci te rog eu frumos. De când a fost întrebarea zi, din ea deja citit-o și aici. Nu e adevărat, vrăjeală ieftină că eu am apăsat. Merg cu voi până în pânzele ale, dacă e nevoie. Te dau un judecată, frate. Bravo, mulțumim mult de tot. Bravo. Să știi că n-a fost rău. Ați greșit voi pe aici, pe acolo. Un pic. Mai în față puțin. Dar partea frumoasă este că voi ați reușit să aduceți pentru susținătorii voștri câte 122 de lei de fiecare. A terminat. Am încercat. Da, iar celor care n-au câștigat în seara asta nimic, le las așa un gând bun până la o nouă întâlnire cu noi. Da. Că banii, într-adevăr, nu pot cumpăra fericirea, dar pot plăti salariile oamenilor de știință care studiază problema. Da, acestea fiind spuse, da. Mirela Oprișor. Ecaterina noastră, draga mămică. Costi și Bobo, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Andy Moisescu, mă înclin. Voie bună! Bravo, bravo, Mirela! Ce vorbești, bă, bata ostea! Vă umplu de bani! Bravo! Bravo, mă, Pavel! Regele Cristian al VII-lea avea obiceiul ciudat să doarmă noaptea alături de câte un curtean pentru că era frică de întuneric. Mie mi-e frică de întuneric. Da? Și da. Dormi cu câte un curtean? Când te faci roșu la față de emoție, ți se înroșește și... Urechea stângă... Fii atent, eu acum mă emoționez. Uită-te la mine. Care ureche mi se...
stânga și buza un pic și parcă și... Fac istorie la pe bune!